servindo a refeição no nosso refeitório, localizado no segundo convés. Vale ressaltar que a refeição tem duração de uma hora. Muito obrigado pela sua atenção. Attention, ladies and gentlemen. Ora prânzului, adică ora 10:30 dimineața, este ora când pe orice croazieră de pe Amazon se servește prânzul și am ajuns și într-un nou port. Toată lumea a fost chemată la masă, dar acum cu siguranță în port vor urca o grămadă de vânzători să-și vândă produsele. Cum a fost și de dimineață, cu brânzică, pâine și prăjiturici. Să vedem cu ce ne întâmpină aici vânzătorii. Ușor, ușor începe lumea să coboare și se eliberează zona. Deja când o să ajungem noi în Santarem, putem să ne alegem un loc mult mai ca lumea pentru noaptea asta, pentru că foarte multă lume o să coboare, iar noi o să petrecem și a doua noapte pe această embarcațiune de lux. Por nou, oameni noi, mâncare nouă! Uite cum stau. Omul e pregătit cu lada frigorifică. Aha, aceeași tehnică folosită. Doar că de data asta sunt alte produse. Mandarine și ceva dintr-o ladă frigorifică. Restul se ia din sticla de plastic. Essa vara tá muito torta. Muito mole essa vara. Portul Juruti. O primo de homem te cobora aí, não? Mulho, tá? Só vai liberar. Ei, quanto é? 10 reais, né? Asta nu știu ce vinde aici. A, almorso. Almorso? Mâncare. Prânzul. Da, comandă ca la... Nu mai oprești în acest port, dar a venit altă barcă să ia oamenii care stau în zona asta. Mai devreme am luat parte la spectacolul apusului pe râul Amazon. Mai avem foarte puțin și ajungem în Santarem. Deja se vede în față orășelul. Iar în această seară vom rămâne pe barcă. Mai economisim o noapte de cazare și o să fim unii dintre oamenii care rămân în această seară pe San Bartolomeu să dormim. Deja începe să se vadă luminile orașului.
și Amazonul în față. Tirem, ne-am strâns bagajul și hamacul. Mi-a spus un om că putem să rămânem pe altă barcă. Mai pentăm și noi o noapte gratis. Macapa! A prins barca spre Macapa. Nu mai rămânem în Santarem și mergem mai departe. Normal, ne-am zis că e peste 4 zile, dar... Schimbare de plan! Nu mai rămânem în Santarem, mergem spre Macapa pentru că vine barca San Bartolomeu 2. Și noi aveam cu San Bartolomeu 3 peste 5 zile, dar putem să mergem cu asta. Așa ne-a spus un om. Vedem acum care e treaba. Vine, vine. E cu pasageri la bord? Da. Tot pe 3 etaje. Asta a fost pe 4 etaje. Asta pleacă acum și face 2 zile. Ne-am luat niște conserve, dar am prins mega mâncare pe barcă. Și ne gândeam, uite ce fraier am fost că ne-am luat conserve. Și acum că mergem mai departe, conservele o să intre la fix. Schimbăm barca. Vreau să nu cazi. E San Bartolomeu 2, brățara de îmbarcare. Hai, vedem ce loc progresiv. Deja sunt cam ocupate, ha? Trebuie să găsim ceva. Pe barca asta am plătit mai mult, 250, cu cealaltă 150, distanță egală. La etaj. Oh, de lujo! Și bonus! Ne dă cabină. Ce, cu această barcă a fost mai scump din cauza că e mai mică și nu au foarte mulți oameni. Ne-am instalat aproape 9 seara. O să facem 2 zile cu această barcă sau 3 zile. Încă 750 de kilometri cu barca. Am ajuns la Monte Alegre, Muntele Vesel. Locul de unde se încarcă cu cartofi și portocale. Ai decât să dai banii pe sală, mai bine te bagi și muncești. Și faci mega mușchi. Muncit băiatul ăsta cu tricou Messi. A rupt. Seara a plouat super tare, am prins mare.
furtună pe Amazon. De când mergem cu aceste croaziere de lux pe râul Amazon, n-am avut probleme cu țânțarii, deși inițial credeam că o să fie haos de țânțari. Am dormit foarte bine la hamac, chiar dacă credeam că nu o să dormim bine și nu o să ne odihnim. Azi noapte am dormit, cred că, peste 10 ore. Singura problemă pe care am avut-o doar pe barca asta este cu cărăbușii, dar n-au fost prea mulți. În locurile astea cu verdeață din față, bine, nu astea mici, sunt unele mult mai mari. În partea asta, nu știu dacă se observă. Poate vedem unul mai în față. Noaptea, când e lumină pe barcă, aterizează câte tot felul de insecte. Urlă toate când treci pe lângă. Uite cum se trage curentul. Hap, în partea aia. A tras curent pentru comunitatea după râu. O cameră pe această barcă costă 800, adică aproape 170 de euro cu biletul inclus. Noi am dat cu acest trip la hamac 100 de euro amândoi. Nu, mai puțin, 90 de euro amândoi, 45 de euro de persoană. Pentru două nopți. Aici nu avem mâncare și doar băutura, doar apa e gratuită. Prima barcă din Portovelo în Manaus, am avut mâncare inclusă, bine, a fost și 400 de lei, 400 de reali. Baza la camarote, la camera privată, adică, e că ai baia în cameră, dar e nasol pentru că nu ai geam, ai doar aer condiționat și cum nouă nu ne place aer condiționat, nu era deloc ca lumea de stat. Și la hamac chiar se merită, e super tare tripul cu hamacul. Și se doarme super, super bine, plus că e mega aerisit locul, ai aer. În caz că vine ploaia, tot timpul se trag aceste obloane albastre. Aseară chiar a plouat super tare, le-au tras oamenii. În față o mare comunitate s-au înturat lângă curent. Port nou. Să sperăm că prindem ceva gustări, că mai avem doar două conserve de pește și pe barcă se vinde doar pui și carne. Pui și carne, care carnea aici, la ce zic e carne? La porc. La porc. La porc zic carne. Dacă zici vrei fără carne, îți o să zică, a, avem pui. Astăzi ce aveți? Brânză, ouă. Înghețată. Nu prea au nimic, avea. Poate stă mult și putem să ieșim să luăm ceva. Poate, vedem. Avem bună să prindem niște brânză. Și ceva la casulete, dar nu orică omul cu casuletele. Am putut să coborăm noi, să vedem ce casă. Obrigada. Brânzica. Salvată de aici. Direct proaspătă de jos de la oameni. Ne-am alimentat cu niște brânză din portul Almeirim. Și s-au tirat o grămadă de oameni. Am rămas câțiva pe barcă. Refilul la bere, nu? Cam așa ceva. Încarcă beri. Ajutor la descărcat. Thank you.
Nu i-a lăsat să încarce aici. A venit un tip de la fiscalitatea portuară. Andrei a ieșit să ia ceva gustări, că am văzut un om care are o lădiță frigorifică cu ceva suc natural. Copazu? Băi, Copazu? Suc de caju. Intră o grămadă pe bărcuța asta, mașini, gustări. Indigenii, comunitatea de indigeni care trăiește în partea aia undeva băgată în natură. Trimit un colet. Cresc aici, știi cum e. Trebuie să ai barcă, dacă n-ai barcă aici ești mort. Dar mai rămânem 5-6 ore să dormim ca să putem să luăm o cazare de la 9-10 dimineața. 7 dimineața, am rămas ultimii oameni. Începem să strângem. Se mai poate sta până la 9. După aia pleacă barca. Am mai dormit, a ajuns barca la 3, am mai dormit până la 7. Și încă se mai descarcă la barca. Se descarcă banane, portocale. Pe barca. 4 nopți pe barca, 2 bărți schimbate. E timpul să ne tirăm. Să ne ridicăm hamacul. Adio, Amazon River. Aici am avut barul. Lancionetele. Obrigada. Obrigado. Cantaro. Adio Bartolomeu, nu? Trebuie să-mi scoatem asta de la mână. Aici sunt prețurile, poate vine cineva prin zona asta și vrea să vadă. Almerim 150, Santarem 260, le-am dat 250, până Manaus 500. Dar din Santarem în Manaus poți să iei cu 150, deci te scos cu 400, scos mai ieftin cu 100. Am ieșit în Santana, mergem pe uscat după 4 zile. Ne-a întrebat un om dacă vrem 4x4 până la graniță cu French Guiana.
Guinea franceză. Și am zis nu, că mai rămânem o noapte, dar am aflat niște informații, cât costă 300 de persoană. Nu știu de ce ne-a întrebat cu 4-4, poate este închis drumul din cauza ploii, dar mergem la stația de bus să vedem ce și cum. Deci trebuie să mergem de unde ne-a lăsat, din Santana, încă 20 de kilometri aproximativ până Macapa. De acolo e stația de bus. Căutăm un bus să luăm. Căutăm o stație de bus. Deci era un tip cu mașina 50 de lei până în Macapa. Dar găsim un bus cu 5 lei. Era cu Uber-ul. Am aflat o informație de la omul care vopsește aceste borduri și ne-a spus că trebuie să coborâm la kilometru 9. La kilometru 9 și asta e stația de bus. Macapa Santana. Aici vine chiar ca nu terminal lá de frente lá. Tá verde aí? Cregam por parte desta, por parte desta. Pois tá verde aí. Tá verde? Tá não. Não. Até agora. Agora. Tá. Sim. Tá. Quando chegar lá eu aviso vocês, tá? Olha só. Boa, hein? Vira a entrada, hein? 9 lei pentru 30 de kilometri față de Uber 50. Ne-am scos. Plus că pe o luăm mai puțin. Zona de ananas. Busul din port se ia spre kilometru 9. Are o plăcuță în geam și scrie pe el kilometru 9. Pentru că trec foarte multe busuri în stație, nu e nicio plăcuță, habar n-ai ce bus trebuie să iei. Macapa, kilometru 9. Au nimerit la fix busul care să ne lase fix la Rodoviaria. Rodoviaria, busul Dios e Amor. Trece de loc, de pe stil. Și stația de bus în față. Mergem spre French Guiana, Guinea franceză. Să vedem când avem bus zilele astea sau poate chiar azi. Poate chiar azi, dar vrem să mai stăm, să mai vizităm ceva pe aici. Să ne luăm la revedere de la Amazon, de la râu și de la fructele exotice. Ah, da. Hai și noi cu ăștia repede. Oamenii. Și astea zona norte, promotoria de justiție. E voilà, Rodoviaria. Mergem să aruncăm o întrebare, să punem o întrebare. Oia poche. Parti agora. É 193 no ônibus, só sai à noite. Sim. Eu tô fazendo a pelo manana, manana. Quer pra amanhã? Sim. Não quer pra hoje? Não. E vamos pegar táxi? Não. Daqui a gente dá uma volta na Fortaleza? Gosta no estreito. Não é pra hoje. Sim. Se fosse pra agora, nós já ia embora. Sim. Manhã ou em dois dias? E aí? Queremos quedar um pouco mais. Ele quer pra amanhã, porque eles vão andar. Leva lá. Sim. Leva lá. Tá caro não? Bine, putem să stăm acolo, la care. Stai să vedem. Ai invis? Aha, la 6. După data de 18 martie s-a mărit prețul cu 25%. Ne tirăm din Brazilia. Am găsit și cazare, mai rămânem în acest orășel. O noapte și am găsit o noapte și, și o zi. Și plecăm mâine seara. Mâine seara la 8.45, 200 de real. Biletul. 200 de real. Ne-am luat bilet de bus pentru mâine seara.
Și acum pornim spre explorat pentru că suntem super odihniți. Lăsăm bagajele, am găsit o cazare fix vis-a-vis de terminal ca să nu ne mai complicăm cu bagajul mâine. Mi-am luat o cameră cu 100 de reali până mâine la 5 seara. Aproape la 6, până mâine la 6 să zicem. Cam miroase destul de bine. Prosop și aer condiționat. Miroase acum. Măcar e curat, asta e important. Și un mare țânțar pe care îl voi omoră acum. Asta a fost soarta.